Așteaptă-n
Crăciun, pe pământul păcătos, pacea Domnului Hristos. Sănătoși la primăvară, să ieșim cu plugul iară și cu oile pe lungi, bucurie pentru prunci. Lasă, Doamne, soarele să ardă ogoarele, să înflorească mugurii, să se coacă strugurii. Pune, Doamne, pe răsoare tot un fluture și o floare și trai stă la săraci tot un măr și doi colaci. Și nouă, pentru colindă, să ne scoată gazda întindă, viderea și coloceii ca la Cana Galilei. Nu doar că am fi săraci și umblăm după colaci, dar noi știm că din bătrâni, așa e legea la români, să se bucure tot satul că s-a născut împăratul, ce ne aduce veselie, pace și bunăvoire. Noi vă zicem să trăiți pentru mulți ani fericiți. Îi felicităm pe tinerii de la Axios, sunt absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, absolvenți ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Axios, v-am mai spus și în anii precedenți, înseamnă vrednic este, chiar sunt niște tineri vrednici. Misiunea mea în această seară s-a încheiat, a fost o onoare pentru mine și o mare bucurie să împărțim împreună această bucurie a nașterii Domnului. Predau microfonul unor profesioniști care, cu siguranță, vă vor încânta la fel ca altă dată. Bine v-am găsit, dragi prieteni, într-o zi binecuvântată de duminică, cum nu se poate mai frumos, în biserică. Și pentru că am intrat în postul Sfântului Crăciun, să nu uităm de colindele noastre străvechi, care au legănat copilăria noastră și a părinților noștri și care ne-au făcut să retrăim nostalgia noului, pe care îl aducem nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Această reînnoire vine pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoșilor noștri, timp de 2000 de ani, strămoși care umblau și colindau din casă în casă, din familie în familie, anunțând vestea cea mântuitoare a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Prin cântecul bine ales, dar și prin ținută scenică, aduce bucurie în sufletele noastre o tânără talentată din comuna Plopiș de la Iaz, Denisa Minodora Rolnic. A participat la numeroase festivaluri, aducând în sălaj numeroase trofee și premii. Ne spune că își dorește să ducă mai departe cântecul și portul sălăjan. Denisa Minodora Rolnic. Gazdă vesel bun, că vin juni de-a lui Crăciun, tot cântând
și colindând, pe Dumnezeu lăudând. Astăzi s-a născut Hristos.
Omul rău și
Manifestarea frumoasă pe care ați realizat-o aici la Șeneu. Sincere felicitări și numai bine! Sărbători frumoase și la mulțumesc! S-a scris și s-a vorbit mult despre colinde, despre felul în care le-au înțeles strămoșii noștri, despre felul în care le-au trăit și despre felul în care le-au simțit, despre modul în care le-au transmis peste veacuri. Azi ne transmite bucuria nașterii Domnului prin vocea sa inconfundabilă, printr-un mod unic, tenorul Sergiu Chirila.